găsit, sunt Bianca Rotbășan și vă prezint știrile zilei. S-a dat drept polițist și a convins o văgărăjoancă să-i transfere în cont suma de 2000 de lei. Înșelătoria s-a petrecut la telefon prin deja cunoscuta metodă accidentul. Este al cincelea caz de acest gen în zona noastră ce s-a petrecut numai în acest an, iar polițiștii atrag atenția că pungașii vizează în special persoanele de vârsta a treia, care au rude în străinătate. O nouă țeapă, același mod de operare. Metoda accidentul face din nou victime la Făgăraș. De data aceasta a căzut în plasă o femeie de 51 de ani din orașul nostru. A fost sunată de un bărbat care s-a dat drept polițist. Acesta i-a spus că fiul ei a avut un grav accident de circulație și are nevoie urgent de suma de 2000 de lei pentru a plăti un avocat. Îngrijorată, femeia nu a mai stat pe gânduri și a efectuat transferul de bani în contul presupusului avocat. Pentru a nu da de bănuit, falsul polițist și-a dat întâlnire cu victima în centrul Făgărașului pentru a-i mâna chitanța pentru suma depusă. Doar că acesta nu a mai venit. Făgărășanca și-a dat seama că a fost înșelată și a anunțat poliția. Atenționăm încă o dată populația să nu dea curs unor astfel de solicitări, să nu dea dată de stare civilă, de domiciliu și să nu depună bani în contul care aparțin unor persoane necunoscute. În cazul în care sunt contactați cu astfel de solicitări, să anunțe de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune de îndată pe numărul de telefon 112. De la începutul anului și până în prezent, 5 persoane din zona noastră, atât din Făgăraș, cât și din mediul rural, au fost victime ale înșelăciunilor telefonice. În unele cazuri, oamenii au fost păgubiți cu sume de mii sau chiar zeci de mii de euro. Contrabandă cu țigări contrafăcute realizate artizanal chiar la el acasă. Este ispravă unui prahovean prins de polițiști în timp ce transporta aproape 6000 de țigarete. Oamenii legii l-au tras pe dreapta la Șercaia, au percheziționat mașina și au descoperit cutiile cu marfă de contrabandă. Ulterior a ieșit la iveală că omul nu era la prima abatere de acest fel. 5600 de țigarete realizate artizanal în județul Prahova au fost confiscate de polițiști zilele trecute. Oamenii legii au oprit în trafic un autoturism în localitatea Șercaia. Au percheziționat mașina și au descoperit 28 de cutii în care se aflau țigări de contrabandă. Acestea erau făcute artizanal chiar de conducătorul auto, care încerca să-și plaseze marfa. Dacă și-ar fi dus planul la bun sfârșit, ar fi creat un prejudiciu de 5000 de lei, întrucât se sustrăgea de la plata obligațiilor fiscale către stat. Oamenii legii spun că omul nu iese la prima abatere. A mai fost prins cu marfă de contrabandă la sfârșitul anului trecut. Atunci au fost confiscate 480 de pachete de țigări care proveneau din Republica Moldova și pe care încerca să le vândă ilegal. Prahoveanul a fost reținut de polițiști pentru evaziune fiscală. Nici o groapă în asfalt sau pe trotuar și un părculeț de joacă pentru micuții din cartier. După mai bine de 40 de ani, strada gării a fost reabilitată. Lucrările au fost executate în 8 zile de o firmă din Brașov. Investiție de 6 miliarde de lei vechi pe strada gării. Recepția lucrărilor a avut loc ieri în prezența autorităților publice locale, care s-au declarat mulțumite de rezultat. Zona a fost prinsă în planul de reabilitare încă de anul trecut. În ultimele zile s-a achitat de sarcini în timp extrem de scurt, mai exact 8 zile. Lucrarea trebuie acum să treacă peste proba de foc. După modelul pe care l-am aplicat în alte cartiere ale Făgărașului, am finalizat și cartierul gării. Eu spun că sunt mulțumit pentru felul în care arată acest cartier. Este o lucrare care a necesitat lucrări de infrastructură unde nu s-a mai lucrat mai bine de 30-40 de ani și așteptăm prima ploaie pentru a vedea dacă sunt zone în care băltește apa și dacă vor fi, acestea vor fi remediate de firma constructoare. Dacă nu, felicitările le aparțin atâta vreme cât, spre deosebire de alte cartiere ale Făgărașului unde s-a lucrat, aici, din punctul meu de vedere, arată impecabil. După această lucrare de infrastructură, urmează ca cei de la zone verzi să se ocupe de amenajarea spațiilor verzi, a alveolelor și, de asemenea, cei care se ocupă de amplasarea mobilierului stradal, bănci, coșuri de gunoi, să realizeze aceste lucrări pentru ca acest cartier să redevină ce a fost odată. Refacerea trotuarelor și a covorului asfalt sunt doar primii pași în reabilitarea străzii. Proiectul nu se oprește însă aici. Lucrările sunt bune, trebuie să mai curățăm, să trasăm, să marcăm parcările și semnalistica rutieră, să montăm indicatoarele rutiere și să amenajăm zonele verzi. Lucrările
par să arate bine. Așteptăm să vedem la prima ploaie dacă avem bălți. Dacă vom avea bălți, atunci probabil că nu vom plăti. Făgărășenii de pe Gării spun că în ultimii 40 de ani strada pe care locuiesc s-a degradat în mod continuu și nimeni nu s-a prea gândit să o repare până acum. De 40 și ceva de ani, acum, de când e domnul primar, de anul trecut, nu s-a lucrat niciodată, nici nu mătura nimeni, nici nu făcea, de când e domnul. Da, de când e domnul primar, da, s-a făcut. Acum avem și noi o zonă frumoasă. N-am avut leagăne pentru copii, n-am avut nimic. Copiii noștri nu au avut leagănușe. Acum, dar eu sunt mulțumită cu trotuarul. Urc, pune mașinile pe trotuar. Lumea, nu punem parcare. Că de-aia vă zic, uite, urcă pe aici, că de-aia se sparge, că o lăsa pentru handicap, mă rog. Dar le pune tot pe trotuar mașinile, nu le punem parcare și strică. Ce frumos, nu se păstrează asta. Nu am treabă cu restul, nu e ceva... Neregul e frumos, chiar frumos, că niște iarbă era bună pe acolo, să punem să n-am. Eu în fața blocului aici stau, eu mai păstrez cât de cât. Dar pe lumea nu e civilizată lumea România. Investiția de pe strada Gării se ridică la suma de 600.000 de lei. Acestea au fost principalele informații de astăzi de la Făgăraș. Doamnelor și domnilor, pentru a ne viziona pe internet, aveți la dispoziție adresa impactfăgăraș.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, să ne revedem cu bine!